Ok, suntem din nou la Amazone. Hai să vă arăt prima itemele ca în fiecare episod. Deci, chilotina. Pac, pac, pac. O nebunie aici. Numai frumuseți. Hai să dau repede level. În episodul de azi, dacă avem noroc, poate dropăm și FMS-ul ăla care mi-l tot propun, deci o perioadă bună de timp să-l dropez. Nu mai scap de Amazone, bă, fratele meu. Pac, pac. Pumn al cobră. 10 HS. Cât fac? Fac 9% pe grupă. Deci mi-ar trebui cam 11 grupe. 11 lure, de fapt, nu grupe. Hai da. O să-mi iau și mânușa cu mine imediat după ce... După ce fac level, mă duc de să-mi iau mânușa. Și după mergem la... La sălbatici, la grăbini. La brutal, de fapt. Nu sălbatici. Bine, tot cam mai. Ia 18%, nu? 17%, da, 18%, cam 9% pe lură. Damage de titan aici. Pac. Ia uite diamant aici, că tot veni vorba de alchimie. Trebuie să mă apuc și neapărat de alchimie. Să am o alchimie făcută pe sura. Dacă merge bine treaba, poate chiar o să fac cu orul ăsta. Hai da, cu levelul. După să vedem în ce braț le intru. Mare farmer ce sunt eu. Hai să punem aici atac, să dăm mai cu forță. Mai cu tupeu. Pac. Rupem tot. Boom. Vă dați seama câte cunoștințe în medii ai nevoie ca să bați la Amazone, adică ce jucător mare trebuie, ce experiență trebuie să ai ca să poți să bați Amazonele, adică, na. Deja am, cred că, câteva episoade pe caracterul ăsta și am ajuns doar la Amazone, deci, clar, un zeu al metinului sunt. Pac. 42%, hai că merge treaba bine și ori imediat scap de Amazone. Aurica a început și a să se vadă de atacul 37. Următorul cât dă? 41, bun, decă nimic. Ia mă frate că sunt 700. O să fie folositor ăsta. Cred că mai bine îl pun eu pe 4. Mai folositor decât incizia aia. Ia. A, da, se încarcă. Vai mama lui ce cooldown are. Obiect de bijuterii. Încă 50k sau 100. Rupere și forță. Sabie bambus. Bă, ar cam trebui să o iau. Bine, nu știu de ce ar trebui să o iau, dar mă rog, oricum le găsesc la gardian. Ceva bun pe ea, nimic. Bă, ce fugă astea, mă, frate. E bine că mai am licoarea de viteză. Când se duce, am jbelit-o. Boom. Bă, chiar șmecher skill-ul ăsta. Cred că ar fi fain să mi-l iau și pe ori de 26. E util.
Ia cu vârtejul că dau, sunt curios doar. Deci dau mai mult decât cu vârtejul. Foarte fain. Foarte, foarte, foarte fain. Normal ar trebui dintr-un vârtej o putere a vieții și o izbitură să cam pic brutalul. Deci n-ar trebui să fie o mare filozofie sălbat. Marea filozofie va fi cu drop. Și aici 4%, bă, parcă nu mai scapă odată de Amazoane. Amazoane. Bă. După cap. Cât 75%. Bun. Bă, dar ți-e ceva PM. Nu se joacă. Aurica, atacul de la Aurica oricum crește, că bag punct de însătăra. Oricum o să mai dureze până o să bag cărți în aură. Am spus prima dată o să mă acces pe iteme. Să am eu ceva iteme de farm, mă pun scaunul meu scârțitor. Și face simțită prezența colier 2 caspe. Nici măcar 500. Da. Uite alții cu frică 20 diavol și eu cu tradițional plus 6. Pac. Mă, frate, nu mai dau jumătate de level. Poc, poc, poc. Mare capac. I-am dat de vedestele verzi, mână. Forță pură. Forță brută, ia uite aici. Pac, 10K. 7, de fapt. Au fost 7, nu 10. Bum. Uite că pot să plăvească și mai multe ținte. Chiar e folositor, mă, skill-ul ăsta. Chiar merge. Merită. Ia uite aura 3.3. Adică poate până fac iteme ca lumea, poate se lasă măcar la un 2.5. La un 2.5 ar fi mai accesibilă. 94%, hai că lura asta e levelul. Hai mă. Asta e mă, e levelul. Bine bă băiatule. Hai să mergem să luăm. Oh. A, dar nu pierd licoarea, viteză, tu spaștele, mă, adică de prost pot să fiu. Olea. Și tocmai acum treci. Trenul, trec toate. Geamul trebuie să fie deschis, că mor de calm, o sufoc, pur și simplu. Mai asfixiez pe aici. Bă, sper să am. Samu nu și-a pus în depozit. Mi-ar fi bună și brățarea de argint plus 9, dar... Că am zis că facem totul de la 0, facem de la 0, na, acum ce să și faci. Uite mă, ăsta îmi dă râd de porc. A, mă, hoțule. Dai seama cât de hoț e ăsta, îți ia bani doar ca să-ți țină niște obiecte. Uite-vă ce față are. Lol. Păi și n-am mânușa pe aici. E clar, revin imediat. Bun, acum ar trebui să avem mânușa. Și hai să-i batem pe pălărioși. Pe pălărioși. Nu mă, nu. Nu așa. Aia e boss. Mânușa țiganului. Alea mă, giletina. Și acum mă mișc. Forță, tată, viteză aici. La 20, da, ce mi-a mai dat? Așa.
cât atât, decât niște licori. Bă, mă ajută extrem de mult licorile alea. Păi se putea să am și un noroc din prima de brutal, nu se putea. Acum trebuie să caut ca prostul pe aici. Uite-l! L-am văzut. Te-am ochit. Băgăm aura, că e periculos. Mănușa și hai pe el. 500! N-a, nicio șansă. Nicio șansă, de ce nu-i văd damage-ul? De ce nu-i văd damage-ul? Nicio șansă să rezist la brutal. Deci, am cam jbelit-o. PV puțin, deci brutali, n-avem cum. Să vedem dacă îi dau cu sabia. De ce nu-mi arată damage-ul? Nu fugi, mă. Uite, deja a văzut cum pun sabia și gata. 500 pe hit. Fa, perfect. Chiar îl bat. Dar nu ia blocare, mă, el. Na, nicio șansă. Deci, să vedem dacă restăm la mitine de 15, că altă soluție nu văd să avem. Mitine level 15, luăm autorizația. Dar trebuie să mă duc să-mi fac o sabie. O sabie mai bună. Să sperăm că mi-ajung banii să-mi fac un bambus. Și cât de prost am fost că m-am lăsat omorât acolo. Hai să-mi fac un bambus și să căutăm niște metine. Niște metine de level 15. Da, nu mai are rost să mai stau să mai farmez autorizații. O să vă arăt că pot să bat metinul de level 15 chiar dacă îl bat mai greu. Și aia e, deci până la urmă tot făceam rost de autorizație. Chiar dacă era... Hai să mă las eu omorât. Chiar dacă... Făceam rost de autorizație mult mai târziu, tot aia era. Mai mult pierdeam timpul, sincer. Dar chiar nu mă așteptam să nu rezist la brutal. Bine, ai nevoie de HP. Mă dau ca lumea pe hit aia. Da, e bine și așa, eu zic că oricum avem iteme destul de bune ca să rezist la metine de level 15. Și hai să vedem. Bine că eu ziceam că am iteme destul de bune să rezist și la brutal, da, na. Bă, cât de încet mă mișc și nu știu cât am filmat. Hai, eu mai las... O mai las 5 minute filmarea și după vedem. În episodul viitor găsesc un loc bun de respawn. Mă gândesc la un loc bun. Cel mai bun loc era pe aici, țin minte că mereu găseam metine pe aici. Bine, și pe aici, dar am nevoie de foarte multă viteză de mișcare. Negustorul de arme. Ha, mă, gigele. Hai mai repede, te rog eu frumos. Sabie. Bă, are damage-ul mai mare, dar are viteză. Hai că nu are atât de mic. Hai să vindem astea pe aici. Oricum nu o să am eu bani din belșug. Așa că hai să încercăm să facem din astea 4 una plus 6. Și după ne băgăm pe metine de level 15. Practic într-un fel și voi puteți face același lucru. Ați văzut, am făcut level la urși până mi-au picat două fier de urs. Le-am vândut, mi-am făcut ceva iteme cu care să rezist la metine de level 15. Și stați la farma de autorizație după. Vă băgați frumos pe farmat și cam ăsta e caracterul. Eu zic că nu mai are rost să mai stau să mai aștept să dropez eu o autorizație pentru că pierd foarte mult timp și îl pierd aiurea. Adică decât să stau 15.000 de episoade să fac același lucru, doar să bat metine într-una, mai bine stau bat 5 episoade ca lumea cu mănușe și cu autorizație, fac yang și după ne băgăm în locul mai important, adică în piață. Cu banii, hai fă-mi o pasta plus 6 de rog frumos.
Încă un plus. Se putea. N-a vrut să mi facă jegosul. Mi faci pe asta? Bat cu asta măcar. Hai, hai, hai. Ok, hai că bat cu asta. Că nu are cine știe ce damage. Cred că sparg metinul și cu asta. Mai greu, dar îl sparg. Acum hai să mergem în locul ăsta. Parcă pe aici erau. Erau metinele astea de level 15. Bine că le găsești și prin zona asta. Și pe aici, da, trebuie foarte multă viteză de mișcare și eu n-am. Până nu mi-au autorizația, nu. Mă duc, bat un metin, vă arăt. Închid episodul probabil aici. Și în episodul viitor ne băgăm frumos pe farmat și cu mănușa și cu tot. Să vedem ce scoatem așa din primele metine. Era fain să fi rezistat la brutali, scoteam sabia. Dar oricum, și dacă rezistam la brutal FMS-ul, puteam maxim să-l dau pe sabie level 1 plus 9, mare diferență nu era. Oricum, după ce făceam sabie de level 1, level 1 plus 9, tot la metine de level 15 veneam. Problema e, că ați spus voi că ar fi mai ok să dropez autorizația. Vedem, dacă văd că nu, că insistați pe tema asta, o să încerc să o dropez eu, deși probabil o să vă plictisiți și voi și eu, stând doar la metine așa, mișcându-mă, uitați-vă ce viteză de mișcare am. Zic că totuși am pierdut destul de mult timp, vremea pe aici, pe la nivelul ăsta mic. Ar fi vremea să facem și, făcând, bine, pe la nivelul ăsta făcând lucruri mai neinteresante. Zic că ar veni vremea să facem și ceva lucruri mai faine. Bine, în map 1 o să fie cel mai fain, când o să vă arăt cum fac eu profit. Și ce bine ar fi dacă aș găsi un metin de level 15. Ha, da mă, mersi. Bine că vii tu repede să bați. E ocupat CH-ul ăsta, cred. Bine, sunt farmer map 1 mulți, deși nu știu de ce. E ora 4 acum, n-ar trebui să fie full. Hai să schimb eu CH-ul, schimb CH-ul și revin. Băi, ești nebun, e full, mă. Hai să vedem pe CH-ul dacă găsim frumetin. Da, mersi, level 5. Uite-l, mă, uite-l aici, hai pe el. Se iau pe partea asta că se iasă rang de mine. Sau nu se ia, mă, nu se ia, că nu e agresiv, am uitat. Aoleu, ursul vieții. Ăsta, tigru vieții. Mă, lasă-mă în pace, mamă, și cât de mici dau. Ei, nu eu. Hai că încet, încet o sparg. Vă dați seama să stau să caut cu viteza asta de mișcare medine prin toată mapa, chiar ar fi... N-ar fi foarte, foarte fain. Zic eu. Dacă aș fi avut viteză de mișcare, sincer, aș fi căutat și pe jos, dar... Nu cred că... O să am foarte mare viteză de mișcare. Cam cum să am foarte multă viteză de mișcare. Metinul sparg cât de cât rapid. 117, 175. Ia dau 200 cu asta. Hai să nu, că n-am aura. Să nu încerc acum. O să rămân level 15, nu o să fac level 18, să am drop și la metinele de level de level 10. Da, bine, ar fi cam același lucru, pentru că la level 18 o să pot să bat bine metinele de level 25, având aura M. La level 15 nu o să pot să le bat foarte bine. Văd că nu-mi fac damage, nici tigri, nici nimic pe aici.
cred că episodul ăsta l-am făcut de 30 de minute. Dar nu-i bai. E greu la level mic, da, și când te pui pe picioare la level mic, e rupere. Hai să vedem dacă ne pică ceva din ursan, pantofi de piele ăștia OHP. Da, sigur. Deci, sper că v-am arătat ce am avut de arătat, să nu vă supărați cu autorizația. Practic, trebuia să fac doar chestia asta de mult mai multe ori și îmi luau mult mai mult timp, dar până la urmă tot dropam o autorizație. Era imposibil să nu o dropez până la urmă, chiar de stăteam cu lunile. Și zic eu că decât să ne plictisim în map 1 cu viteza asta de mișcare și să ne chinuim atât să spargem un metri, mai bine iau direct autorizația și aia e. Armură vânt divin. Băi, ești nebun? O să-mi pun mânușa la final. Adică fix acum. Ia uite, cartea competenței. Ce drop frumos. Talisman zburător. Îl țin și pe ăsta. Bă, deci sper că v-ați convins și voi că e mai ok să folosesc autorizația acum. Deci metinile pur și simplu le sparg și de jos, doar că e mult mai greu și mă omoară viteza de mișcare. Când o să, nu știu, următorul episod o să-l fac cu autorizația, dacă văd că nu sunteți de acord, probabil o să-mi dropez eu una de jos ca să vă mulțumesc pe toți. Eu zic că e mult mai ok așa cu autorizația și n-ar avea rost să stau, să spar metine, să caut cu viteza asta de mișcare. Așa că eu acum mă duc în oraș și ne vedem în episodul viitor la farm cu autorizație. Hai să vă arăt itemele, ca de obicei. La final și la sfârșit am zis să vă arăt itemele, ca să nu ziceți că le-am schimbat sau ceva de genul. Eu am fost Adioge, până data viitoare, multă baftă!